Salutare la toată mașina, am găsit la un episod dat asta, vom juca ceva aiduci roșii și în acest episod vom continua aici proiectul ăsta mare și da, văd că nu mai am ni sabie, mi s-a spart, hai să omorâm monstrul ăsta cu ceva topor de ăsta și am mai lucrat aici foarte mult și în acest episod o să mai lucrăm în continuare. Dar în primul rând o să vreau să fac eu foarte multe bucăți de stone brick ca să avem pregătite deja. Și pentru că aici o să avem nevoie de multe bucăți, hai să le punem în chest aici sus. Ideea este că am lucrat destul de mult off camera și am pregătit și de-astea de gres. Și ce o să facem în episodul ăsta? Pur și simplu o să punem foarte multe bucăți de gres pe aici pe jos, pentru că cum vă ziceam o să fie podeaua numai din gres, adică iarbă de asta. Și da, am spart și tavanul și podeaua, am mai și mărit zona, am făcut-o suficientă, după câte vedeți e și mai mare. Acum să vedem dacă ne ajung stacurile astea de iarbă, dacă nu, o să vedem ce mai facem. Cred că nu o să mai iau, pentru că mai am alte chestii de făcut acum, adică să continuăm pereții și tavanul, cam așa. Și plus să punem lămpi de alea, dar nu am lămpi, am pregătit. Poate în episodul următor vom termina de tot cu toate chestiile. Măi, și nu mă așteptam chiar așa repede să se consume iarba asta. Așa, hai să luăm și bucata asta, mai avem? Nu, le-am lăsat aici chest. Mă, mai sunt câteva, dar până acolo mai e mult. Hai să punem și noi niște torțe să omorâm monștrii aia. Pentru că n-ar fi bine să... nici n-a explodat cum trebuie. N-ar fi bine să spawneze aici în continuu. Hai să punem peste tot torțe să nu se mai spawneze deloc, pur și simplu. Și da, haideți să continuăm aici. Am făcut deja o parte destul de mare. Arată destul de bine, sincer, chiar îmi place cum iese cu această iarbă. Și da, o să fie și mai frumos când terminăm cu pereți chestii de-astea. Și da, n-am mai postat de ceva timp, am avut ceva treabă și n-am mai putut să mai postez, a început și școala, vă dați seama. Dar acum am revenit și mâine cred că o să apară un videoclip în care terminăm toată zona asta aici și ne apucăm și de ferme puțin și după iar un episod în care terminăm fermele, pentru că sunt destul de multe chestii de făcut și nu am cum să le fac foarte rapid și off camera, cum vă ziceam, vreau să fac niște chestii iar după să vă prezint, nu să fac să vă prezint, să fac, de exemplu aici am spart și acum pun, de exemplu la ferme adun materiale și în episod le fac, nu am cum să le fac off camera pentru că nu este bine, trebuie să vedeți și voi cum le fac, nu cum adun materiale. Asta chiar mi se pare plictisitor pentru voi și mie mi se pare plictisitor și nu am cum să pun așa ceva într-o filmare. Așa. Și da, hai că am făcut ceva aici, cred că o să fim aproape de final cu iarba asta, nu o să terminăm chiar tot. Dar, da, pereții aia o să-i facem rapid. Uite, aici am uitat să sparg, acum îmi dau seama. Dar, da, sunt mai multe chestii. De exemplu, nu am făcut exact acolo pentru că nu aveam cum. Trebuie spus la rând și să vedem să se potrivească exact. Și o să vedem și cum facem. Dar, clar, în episodul următor, toată chestia asta e terminată și ne vom apuca de ferme. Chiar vreau să fie multe ferme aici, să fie de toate și să fie automate, normal, pentru că altfel de ce am mai făcut chestia asta, pentru că ferme aveam și noi acolo afară, dar era cam urât să tot mult să le culeg eu, așa că am zis să hai să facem ceva automat. Hai să mai punem torțe aici pentru că o să trebuiască să punem pe tavan și pe pereți, dar acum nu avem. Haideți să continuăm aici pentru că am cumpărat și lemn de ăsta de spruz. Și să punem
Da, am să și spart aici deasupra și după mi-am dat seama că nu trebuie, pentru că ăsta este cu un bloc în față. Dar, da, n-are nimic. Hai să punem noi așa și să punem paria aceea la final. Așa, mai punem și o torță. Și, mă, deci nu cred că vine la fix. Da, vine exact la fix. O să trebuiască să facem ceva de genul ăsta. Cum este făcut și acolo. Este exact la fel făcut. Deci e perfect. E perfect. Ne-a ieșit exact cum trebuie să iasă. Acum, haideți să vedem aici ce mai facem. Dar cred că automat o să vină bine și aici. Ah, da, normal. Se aud oile de afară, nu știu dacă auziți voi, dar da, dar uite că nu iese. A, ba da, iese, că aici un rând nu este spart, cum vă ziceam. Da, deci vine la fix. Sau nu, tot nu iese. A, sau ba da, că sunt două aici. Nu, sunt trei. Deci o să fie ceva de genul ăsta. A, da, mă, iau-te, mă, la fix mi-a ieșit. Bine, asta era clar dacă am făcut și a mers, a fost exact la fel acolo și a mers, ar fi normal să iasă și aici. Adică, da. Acum să terminăm cu sprus udul ăsta. Nu cred că o să mai spargem acolo. Doar o să terminăm tavanul și cam atât vom mai face în episodul ăsta. Cred că o să sparg off-camera și o să le și pun off-camera. Pentru că nu mai am cum să mai fac în episodul următor, pentru că mai sunt puține chestii și n-are rost să mai stau așa. În schimb, o să mai adun redstone și chestii de-astea, pentru că o să avem nevoie pentru fermele automate. Și uite aici, cât de aproape suntem de suprafață. Nu suntem chiar așa aproape, mai ales pentru că nu vom urca, pur și simplu. Nu ne vom duce mai sus, deci da. Aici o să trebuiască să mergem așa, pentru că rândul ăsta vor fi scări. Deci trebuie spart. Haideți să facem, uite, până aici. Și așa, hai să facem marginile astea. Sau nu, hai să umplem, pentru că oricum vom termina în acest episod și o să mergem așa. Hai că mai am un stac aici, ceva mai am două stacuri, mai era unul acolo. Și uite că este destul de frumos. Și da, aproape că am consumat de tot pichexul ăsta. A, de fapt, nu chiar de tot, dar destul de mult față de cât era plin. Am spart destul de mult, într-adevăr. Deci am făcut ceva off-camera. Deci, da. Ia să vedem cât mai avem. O, mai avem ceva. Da, cum vă ziceam, în episodul următor va fi terminat tot. Cred că în episodul următor doar voi mai pune lămpile și o să ne apucăm de ferme în episodul următor. Deci, da. Nu mai avem chiar așa mult din ferma asta. Sau fermele, că o să fie multe. Deci, da. Suntem aproape de final. Chiar o să iasă perfect. Câte văd eu cum este aici și cum văd în viitor, așa să zicem, adică cum o să fie cu lămpi și cu toate chestiile astea plus fermele, o să fie perfect. Dar da. Și hai să terminăm aici și vom închide și episodul. După o să trebuiască să le pun așa de la distanța asta, dar n-are nimic. Hai să facem noi așa. Aici greșim. Și acum suntem jos aici. Va trebui să punem de la distanță. Da, e tot aia.
doar că punem de la distanță mai mare, în schimb e la fel. Ca să mai și greșim. Ia să vedem noi exact cam pe unde e limita. Deci aici. Hai să plecăm noi, uite așa. Și să le punem pe astea. Să vedem exact până unde trebuie pus. Iar aici trebuie așa. Și nu mai avem slaburi. Cred că am consumat destul de multe. Dacă nici nu mai am, cred că am consumat vreo 5-6 stacuri. Ia să vedem. Da, nu cred că mai trebuie foarte multe, deci o să facem. Uite, un stac mi-a ieșit. Cred că ăsta va fi suficient. Da, sigur mi ajunge stacul ăsta, mai sunt doar 3 rânduri. Hai să le punem noi în felul ăsta. Da, am cam terminat aici. Hai să punem și scările dacă tot suntem la partea asta, pentru că se pun ușor. Dar ideea este că acolo, cum vă ziceam, am greșit și o să fie mai greu să le pun, pentru că o să trebuiască să le pun așa, ceva de genul ăsta pe margine. Nici nu mai am scări. Uitați, nu trebuie să le pun aici, uite așa. Mai scoatem alea, deși nu o să cadă, acum îmi dau seama. Uite, asta a căzut, dar aia n-a căzut. Nu putem să o luăm. Aici greșim. Da, este urât aici. Le spun acolo deasupra. Mi se și termină. Bun, și hai să ne mai uităm așa de aici, de la intrare, să vedem cum mai este. Da, mult mai bine. Mai ne trebuie și ceva gres de la iarbă și vom termina, va fi totul perfect. Haide să venim și aici cu ultimul rând și vom închide episodul. Bun, deci hai să ne grăbim puțin. Adică voi vreți să fac episodul mai mare, dar nici eu nu vreau să nu fac nimic în episod, adică să pun blocuri. Mie mi se pare cam aiurea să pun blocuri sau, de exemplu, să le sparg. Adică să sparg tot episodul. Asta ar fi cam ciudat. Am pus una greșită acolo, dar nu mai stau să o iau. Pentru că, nu știu, de exemplu, să mă duc la minat, mie mi se pare că te duci la minat, eu nu m-aș da la cineva care se duce la minat, pentru că este plictisitor. Pur și simplu sparge piatră și nu face nimic altceva. Și de-aia nici nu vreau să fac episoade de-astea care sparg sau pun, dar aici am zis să fie tot progresul. Pentru că nici nu vreau să vă arăt direct gata făcut, dar nici să pun fiecare bloc, să vedeți voi. Aici, ia să vedem noi cum facem. Cred că facem felul ăsta. Dar aici o să spargem. Bun. Hai că arată ok acum. Și da, mult mai bine arată. Bun, mai încheiem și noi episodul aici. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă lume, pa!